am să par obraznic, dar n-am încotro. Te așteaptă o mare aventură. Salut! Sunt Mădălina Panchi și am aflat că Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a realizat un studiu în care studentele care au plecat cu bursă în Africa de Sud au rămas însărcinate. Haideți să aflăm de ce! Bună! Studentele plecate la bursă în Africa de Sud, majoritatea dintre ele s-au întors însărcinate în țară. Care crezi că ar fi cauza? Cel mai probabil negri. Sunt foarte dotați. Bună! Studentele din România care pleacă în Africa să studieze, majoritatea dintre ele se întorc însărcinate. Care crezi că ar fi motivul? Asta depinde ce face Eli acolo. Îi consideri potenți, mai potenți? Unii da, alții nu prea. Ai avut cazuri de genul ăsta? Să întâlnești românii mai puțin potenți? Da. Și cum ai scăpat din situație sau cum ai rezolvat situația? N-am rezolvat situația, doar că nu am mai vrut să vorbesc cu ei. I-am lăsat așa, în lumea lor. Toate studentele care au plecat cu bursă în Africa de Sud s-au întors în țară însărcinate. Care crezi că e motivul? Probabil faptul că părinții aici țineau mai din scurt și odată ieșiți de sub tutela părinților au considerat că e cazul să facă tot ce vor, tot ce simt. La ce e studentă? La psihopedagogie specială. Cred că sunt atrase de bărbați simulatori. Sunt oare mai potenți bărbați simulatori decât românii? Asta n-aș să vă răspund. N-am fost nici cu niciun bărbat mulatru. Ai avut vreodată vreun astfel de iubit? Nu. Ești curioasă? Sincer, nu, dar nu știu ce se întâmplă în viitor. Nu se știe niciodată, nu? Nu se știe niciodată, exact. E studentă? Da. La ce? La FEA, Finanțe și Bănci. Toate studentele care au plecat din Iași cu bursă în Africa de Sud s-au întors însărcinate. Care credeți că este motivul? Vreau să spun de... Băieți aveau cu ce să le satisfacă. Sunt mai dotați bărbați africani decât români? Este dovedit științific chestia asta, deci. Consider că femeile sunt mai atrase de bărbații cu buzele mai cărnoase? Și mulatri? Posibil. De ce? Poate fac un oral mai fain. Ești student? Da, la aparent. Ce? La electronic. Majoritatea dintre ele se întorc însărcinate. Care credeți că ar fi motivul? Habar nu am. Probabil găsesc pe cineva potrivit în Africa de Sud și se hotărăsc să fac un copil cu el și distanța îi face ca să nu mai poată continua relația. Să fi fost bărbații africani mai potenți decât românii? Nu cred că e vorba de asta, cred că e vorba că e o chestie mai exotică și în general oamenii sunt atrași de chestii mai controversate, mai exotice și atunci se gândește de ce să nu încerc și asta. Ai încercat asta cu o mulatră? Nu. Personal nu e genul meu și atunci aș zice pas. Sunteți studenți? Da. La ce? Medicină. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Studentele care au plecat din țară în Africa de Sud cu bursă s-au întors în țară însărcinate. Care crezi că ar fi explicația? Și-o trăiește viața în afară. Altă întrebare n-aveți? Nu știu, probabil este o lipsă în educații, probabil este liavalul, este ceva din moment, să gândesc că găsesc acolo... Probabil le se propun anumite lucruri acolo, ele se lasă ușor influențate, iar apoi se gândesc că este mult prea târziu să revină și își dau seama că au făcut o greșeală. Respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. Bună ziua!
Studentele care pleacă din România în Africa de Sud să studieze, studentele care pleacă din România în Africa de Sud să studieze, majoritatea dintre ele se întorc în țară însărcinate. Care credeți că este motivul? Nu mă interesează. Doamne, Doamne, grea e viața când nu mai râzi. Bună ziua! Studentele din România care au plecat în Africa de Sud cu bursă s-au întors majoritatea însărcinate. Care credeți că este explicația? La banane. Prea multe banane africane? Prea multe, da. Prea multe, mâncate. Salut! Sunt Mădălina Panchi și astăzi am făcut un studiu în care m-aș... Sunt bapă, nu asta trebuie să... Altă întrebare n-aveți?